Noi vă spunem bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem în formulă aproape completă. În spate e Diana, Giulia lipsește astăzi, are motivație medicală. Dar Cornel, președintele West Alpine Club Offroad, în același timp soțul Dianei, fostul ei iubit și prietenul meu actual și viitor, ne-a luat la bord. Suntem în acea expediție anuală pe care o facem înspre locul în care a căzut avionul în Apuseni pe 20 ianuarie 2014. Însă astăzi o să discutăm despre noua lui mașină, pentru că are cu ce se mândri. Patrolul, apropo, e de vânzare. E de vânzare. Vă punem un link, că și așa v-ați uitat foarte mulți la material. Când l-am făcut? Nu știu, a trecut câțiva ani. Vreo 2-3 ani, sigur. Da. Undeva în perioada aia pandemică sau prepandemică. Cred că atunci ne-am ocupat de treaba asta. Da, pentru că în 2020 am luat mașina, era perioada aia de echipare, acolo. Să zicem că 2021. Da. Nici noi nu mai ținem minte. Suntem cu stația de 10 activă, da. Din ceea ce ați observat. Avem 29 de mașini, dar cea mai importantă este cea care deschide șirul. Și să revenim un pic la Patrol, ca să încheiem introducerea așa cum trebuie. De la nunta acestor distinși domni care au avut curajul și plăcerea, cred, până la urmă să mă ia la bord astăzi. Nu că aș fi atât de rebel. Deci mașina lor n-a ieșit din garaj de atunci, decât cu foarte puține ocazii, când se mai duce Diana la clinică. Deci nu a fost condusă de o pătrânică, a fost condusă de o doctoriță. N-a mai fost scoasă la off-road. Și se dă la un preț extraordinar. Vă lăsăm și linkul de OLX în comentarii. Da. Acestea fiind spuse, începem! Patrolul a fost marea dragoste a lui Cornel. Și a lui Cornel junior, dar și a lui Cornel senior, pentru că taică-tău a mai avut vreo 2-3 proiecte și de fapt în perioada în care noi ne-am cunoscut, ba era un Patrol albastru, ba era un Patrol roșu și uite așa avem și Patrolul ăla pe care tu l-ai mobilat, l-ai accesorizat. Cred că ar fi bine să le spunem oamenilor în ce stadiu se dă Patrolul din punct de vedere al lucrurilor pe care tu le-ai pus pe el, că ai făcut o mașină de prezentare pentru magazinul tău online. Așa de aceea foarte mulți oameni au comentat și au văzut acele modificări și le-au dorit pe patroalele lor. Da, într-adevăr, feedback-ul a fost foarte ok la clip, adică mă sunau oameni și îmi spuneau că am nevoie de aia, că te-am văzut acolo la Dacin pe clip și... Dă, Doamne, să vindem mașina cu această ocazie! Da. Acum, oricum, mașina e utilitară, nu are costuri, să zic, de întreținere prea mari. Când s-o vinde, s-o vinde. Eu mi-aș dori foarte mult să se vândă la cineva care să se bucure de ea și să o aprecieze, că e o mașină foarte ok. A fost grea trecerea de la Patrol, pentru că cred că în total, împreună cu taică meu, am avut vreo 6 patroale. Deci eu știu 3, dar erau de fapt 6. Da, am avut și verde, și albastru, și roșu. 6 cai frumoși. Da. Dar cred că în ziua de astăzi e foarte important să alegi ceea ce ai tu nevoie în momentul actual. Mi-am dat seama că nu, cu viața de zi cu zi, nu am timp să fac overlanding cum mi-aș fi dorit, practic, cu mașina Diana respectivă. Diana, nu tu ești de vină, nu? Da. Ok, nu, bun. Nu, ea chiar m-a susținut și împreună am făcut mașina aia să arate, ea, să arate așa. Păi, inclusiv mobilă, da, plat, mobilă, bucătărie, duș, da, cort. Tot. Era incredibil. Practic, eu așa am gândit-o ca să poți merge undeva cam 2 săptămâni și să fii complet autonom. Cu panouri solare, foarte cu tot. Panouri solare? Da. Ai accesat prima mașină verde? Da. Momentan doar casa verde, printr-un coleg de-a nostru, în caz că e cineva interesat. Mașina, eu așa am gândit-o, cum am zis, că pentru 2 săptămâni să poți merge oriunde și să nu ai nevoie de, nu știu, ceva, aveai toaletă cu saci ecologici, cu tot felul. Deci era practic aproape un fel de autorulotă. Da. Dar ai și dormit în ea?
Am și dormit de multe ori. Și două persoane în ea dormeai fără niciun fel de problemă. Așadar, dacă vreți un Patrol înlocuit de această dată de un Jeep despre care vorbim în materialul de astăzi, vă lăsăm link-ul și vă garantăm că e o mașină foarte întreținută. Chiar mi-a zis Cornel anul trecut că a făcut toate reparațiile posibile și imposibile, a scos tot ce însemna rugină de prin ea. Da, a fost o conjunctură așa. În mod normal n-aș fi vrut să investesc atâția bani să-i fac tot șasiul. Dar am zis, ok, mai țin mașina pentru că îmi place și mie, îi place și la Diana, ne e ok. Hai să o facem. Și așa, altă conjunctură, chiar în perioada anunții, un coleg de și a Top Auto, așa, așa. Un coleg de-a nostru care avea actualul Jeep Wrangler pe care l-am, a spus că el ar trece la next level, vorba lui. Și ce înseamnă next level după Jeep Wrangler? Și-ar lua un model, tot Wrangler. Da, variantă scurtă. L-am văzut scurtă, pe Tavi cu mașina roșie. Voia să fie cu motorul acela de 2 litri benzină, care în prezent el spune că totuși dieselul era mai ok. Aha, ok, 3 litri diesel mai ok decât 2 benzină? Da, 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 zicea că ăla e Gladiatorul, e cel mai adevărat. Pentru că la 2 litri benzină merge la rotații foarte mari, adică o și simți că se turează prea tare, da, față de dieselul care practic urce o pantă la relantie. Cuplu maxim, e undeva într-o plajă de turații mai înaltă și asta se întâmplă nu numai în off-road, la benzinare, așa este exact. În general. Exact, și între timp eu făcusem Patrolul, făcusem toată rugina și am zis, măi, uite, noi facem, să zic, o drumeție pe lună. Eu aș avea nevoie și de o mașină de oraș. Mă, tu recunoaște, când ai schimbat statutul social, ai vrut să combini lucrurile. Da, să fie cumva 2 în 1, da. Și ți-a fost și milă de bordurile din Oradea, să nu le calci cu Patrolul, că-s noi puse, adică n-ai cum. Da, dar Patrolul nu e o mașină de oraș. Nu, mi-am dat seama, o foloseam și zi de zi, dar mi-am dat seama că nu se pretează pentru așa ceva. Adică poți să mergi, dar nu e o mașină comodă în oraș. Plus că, da, e consum de Patrol, că cu 35-uri și cu toate astea, na, da, e un consum destul de mare, dar la off-road sunt foarte rezistente și de aia sunt așa căutate. Dar cum ai ajuns la cubulețul ăsta? Că da, am înțeles, ok, Jimny prea jos, G-Class poate prea sus. Prea sus fost, la preț. La preț, normal. Și asta ar fi fost o variantă de mijloc sau da. Ți-a plăcut ție mașina că ai văzut-o? Eram între două modele. Eram între Wrangler, care îmi plăcea și ca și formă, pentru că cred că Wranglerul ori îți place, ori nu îți place. Ok. Deci, na, și mie îmi plăcea. Și mai eram orientat și spre Land Cruiserul J150. La Land Cruiser cu siguranță ai alte lucruri pe care poate nu le ai aici și viceversa. Da, da, adevărat, adevărat. Dar asta e o mașină și de fan. Vara când dai jos, se decapotează tot. E altfel. Îi faci un strip. Da, dar Wranglerul practic îți oferă o experiență. Absolut. Deci, efectiv, e o experiență de condus în fiecare zi. Te simți altfel și când stai la bord și ai parbrizul ăsta așa, nu știu, așa. Nu te deranjează faptul că e cubuleț, parbrizul ăsta la 90 de grade, faptul că nu prea are aerodinamică, că e pătrățoasă? Citisem undeva pe internet că s-a făcut un studiu în America, într-un tunel din ăla de aer și a reieșit că aerodinamica la Wrangler e mai proastă decât la o vacă. Deci... Excelent! Și dacă tot rămânem în stilul ăsta, acum că ai zis că putem decapota și o putem transpune cel puțin imaginar, am zis, la plajă, tu nu mai ai voie cu fete, cu distracții, cu atât. Deci, am pe soția mea, nu e suficient numai. S-a terminat, aici ne oprim, dar imaginația poate să bată câmpii cât exact. Dorește. Asta este una dintre mașinile alea de fan, adică în diferitele sale versiuni am văzut-o inclusiv în filmele anilor 90, de la americani, era foarte, promovată această imagine a libertății pe care ți-o dă mașina asta, a versatilității. Orice vârstă, absolut, adică absolut. Și ca și tânăr e super fain și exact. Vârsta asta care o am și eu acum mi se pare foarte faină mașina. Da, și cred că și la Corneluș vă spune chiar acum că are abia a ajuns la 3. La nivelul 3. A trecut puțin de nivelul 3. Bătrân, ce mai? Dar înțelept. E la orice vârstă e o alegere foarte faină și pentru oraș, adică mașina ca zi de zi și pentru drumeții.
ușoare, adică în varianta Sahara. Mașina e o variantă de Sahara, adică nu e Rubicon cu blocanți, cu asta. Rubiconul, dacă faci off-road extrem, puțin mai extrem, atunci își are rostul și își merită toți banii plătiți în pentru plus. Cei neinițiați, Sahara se referă nu neapărat, auci, trecem pe lângă un incident nu tocmai plăcut, da. Sahara se referă nu neapărat la culoarea nisipului pe care o are această mașină, ci nivelul de echipare. Nivelul de echipare, exact. Și dotări, într-adevăr. Da. Te-a atras culoarea la mașină sau mai degrabă posibilitățile pe care ți le oferă? Culoarea îmi displacea cel mai mult la mașina. Serios? Da. E incredibil. Era o culoare care nici cum nu o vedeam, cum să o rezolv să-mi placă culoarea asta. Așa? Și datorită posibilităților de a o echipa cu tot felul de brizbrizuri din astea, i-ai dat contrastul? I-am dat un contrast, din punctul meu de vedere, plăcut de bejul ăsta cu negru. Am vrut să dispar orice urmă de crom, cum eram obișnuit la patrol. Corect. Și ce, na, cromul îmi plăcea mie, dar la mașina asta nu se potrivea deloc. Și încetul cu încetul cam da. Iese din... Și acum îmi place foarte mult culoarea asta, combinația asta de bej cu negru. Și jantele și tot a ieșit cum... Știu că Tavi, în momentul în care avea mașina, a zis, i-am pus un film, adică o peliculă de protecție transparentă, da. Antizgrieturi, pe care vă recomand și vouă, pe care aș vrea să o fac și eu la noul Raptor. Și nu știu dacă ai mai păstrat-o sau nu ai păstrat-o. Da, bineînțeles, m-am bucurat că a fost pusă și încă are câteva zone și pe capotă, dacă observi capota, e doar jumate înfoliată, aș vrea să o înfoliez chiar complet, inclusiv hardtop-ul, dacă s-ar putea. Care zonele expuse? Ai zis o parte din capotă, capota, unde se vede că pe stea există niște mici zgârieturi? Unde sau? E zgârietura e practic zona unde nu este înfoliată. Corect, și corect. Zona cealaltă, care se păstrează extraordinar de bine, e înfoliată. Uh-huh. Deci folia asta își merită toți banii, merită făcută, cred că și pe turismele mici, de zi cu zi. Absolut. Mai ales pe capotă, unde țar tot felul de pietre. Sau pentru micile zgârieturi din parcare, când mașina a parcat în vecinătate, deschide da. Ușa mai exact, larg decât, exact. Decât trebuie. Și alte zone expuse, am văzut lateralele. Când... Laterale. Pe uși da. Nu e în proporție de 100%, e doar pe da, anumite tocmai părți. De asta zic că aș vrea să o înfoliez chiar toată, pentru că ajută și probabil și când o voi vinde, oricine o va lua așa cu zgârieturile în ghilimele, ori efectiv să dă folia jos și e o mașină perfectă. Deci nu înțelegeți greșit, se vinde patrolul, nu mașina asta. Da, bun. Patrolul se vinde. Tot în concepția mea, fiecare mașină are o viață. O viață, o perioadă de expirare, să zic așa. Un ciclu de viață. Da. Asta în momentul de față mă gândesc ca să o țin mai mult. Nu știu exact ce înseamnă mai mult, dar patrolul... Dar măcar 2 ani de zile. Da, adică sper că mai mult, în varianta în care patrolul are deja aproape, are 4 ani. La tine. La mine. Deci eu sper puțin mai mult ca și patrolul, dar nu sunt adeptul de a lua o mașină pe care să o ții până la bătrânețe și să nu te bucuri de o altă experiență de fiecare dată. Corect, da, nu ne atașăm, deși ai văzut probabil în primul meu vlog din 2024 că mi-a fost greu să mă despart, pentru că el a fost iarăși un proiect de suflet, prima mea mașină nouă, da. Un pic altfel gândit, să știi că întorc capul pe stradă, oare aia o fi mașina mea, oare s-o fi dat jos colantele, oare în continuare la Ford sau nu, știi, deci între sare privirea și interesul față de mașina respectivă, dar revenim la asta, ai zis contraste. Ce ai îmbunătățit față de momentul în care ai, sau ce ai schimbat față de momentul achiziției? În primul rând, ce am apreciat foarte mult și ce m-a determinat să cumpăr exact mașina asta a fost modul în care colegul nostru, Octavian, întreține mașinile. Știam istoricul ei, știam că are grijă de ea, știam ce fel de off-road face și el, adică drumeții din astea ușoare. Adică nu o stresează foarte tare. Da, nu o stresează și mașina arăta chiar bine. După ce am achiziționat-o, primul lucru a fost să-i pun un,
un kit de înălțare de 6,5 cm am optat. Până acum mergeai pe 5, acum e 6,5. Da, pentru că Wranglerul îți permite, cred că Wranglerul e cea mai accesorizabilă mașină posibilă de off-road în momentul de față și ai kituri de la 1,5 cm până la 15 cm. Deci o grămadă de variante care să te poți juca față de Patrol care ai 5, 10, 15. Față de Raptor, unde te-am întrebat în urmă cu o săptămână ce accesorii putem să-i punem și ai zis, da, nu-i suficient. Da, nu mai ce are ce să-i pui. Da, la Wrangler poți să-i găsești o grămadă de accesorizări, de accesorii și să o faci să fie pe placul tău în momentul respectiv. Poate peste un an vreau să-i schimb toată înfățișarea, îi pun o altă grilă față, îi pot pune alte bare, deci se găsesc o varietate imensă de accesorii. Kitul de înălțare, dar apoi am vorbit de contraste. Sunt elementele negre care pun în evidență liniile, conturul mașinii și în același timp vin să completeze steaua militară, cel puțin de pe capotă și laterale. Jantele au fost, adică jantele cred că au schimbat o mare măsură aspectul mașinii. Ce jante? Sunt niște jante pe 17, practic e dimensiunea minimă pe care o acceptă mașina asta din cauza etrierilor față care sunt prea mari, deci nu te lasă să pui ca la Patrol pe 16 sau pe 15. Uite că deja avem zăpadă. Zăpadă, incredibil, la asta mă uitam și eu. Deja avem zăpadă la mai puțin de 20 de kilometri de când am plecat. Da. Deci minimul este R17 pentru Wrangler GK, pentru pentru TJ, YJ, modelele mai vechi, intră și dimensiuni mai mici. Și am optat pentru varianta de anvelope de 33 de inci. Chiar dacă pe kitul respectiv producătorul zice că ar intra și 35. Dar am zis că la flexări, dacă mai ajung într-o zonă, nu știu, cu ravene, n-are rost să îmi pun anvelope așa de mari, pentru că mi-ar atinge în aripi. Ar fi strict legal la 35? Urmează acum să omologez și roțile și troliu. Pentru troliu am, că urmează să discutăm și despre troliu, dar ca și omologare, eu așa știu că pot să omologez la mașina asta și 33 de inci. De 35 de inci nu m-am interesat. Nu știu, n-aș vrea să dau vreo informație greșită. Sunt mulți care vor să-și modifice mașina și în contextul actual în care unele modificări nu mai sunt acceptate, țin minte discuțiile noastre din anii trecuți referitoare la LED bar și așa mai departe. Da, și LED barul l-am ales cu capac. E un capac din plexic opac, deci nu se vede nimic prin el. Practic pe stradă este acoperit? Da, e perfect legal și la ITP și oriunde. Dacă îl folosești în off-road, dai capacul jos și e ce tot interesant. Ok. Dacă nu, ai pus capacul... Da, bun, ar fi o problemă dacă ar fi expus? Nu, eu cred că doar dacă te-ar prinde cu el folosindu-l pe drumurile publice, dar am zis că prefer să evit orice discuție din asta, că l-ai acolo, nu-l ai, îl folosești, nu-l folosești. Așa, cu capac e clar că nu se folosește și arată bine, adică e un alt contrast la mașină cu negru. Corect. Legat de... următorul accesoriu ce l-am pus a fost troliu. Avea troliu mașina asta, dar am vrut un troliu mai puternic și cu un raport de tragere mai bun, adică să fie mai rapid. Și am optat și pentru omologarea acestuia, pentru că la Wrangler, dacă îi achiziționez o bară, nu o bară, scuzați-mă, un suport de troliu dedicat, poți să îți omologezi troliu și să l mergi la RAR să ți-l pună în carte. Și atunci, în caz de accident, de orice, sau te oprește poliția în altă țară, să zicem, că în altă țară, corect, da, e altfel legislația, îl ai în talon și n-are nimeni ce să-ți facă. Din moment ce e în talon, într-adevăr. Da, pentru că nici barele metalice nu sunt legale, nici chiar și troliile în bară, dar hai să zicem că... Ții minte povestea cu Patrolul, că ai avut acele... Am avut bare metalice, da. Legislația acum nu permite practic nici troliu în bară dacă nu este omologat și cu suport de troliu dedicat. Dar să zicem că aia încă merge. Dar eu am vrut efectiv și pentru liniștea mea să fie omologat.
În rest am pus o grămadă de luminițe de... Ai făcut-o mai vizibilă. Mai vizibilă. Și mai mult decât atât ai schimbat chiar și pachetul de stopuri. Mi-ai arătat că cele pe LED de pe modelul nou arată totuși un pic altfel. Și într-adevăr înnoiesc mașina. O așa nobilează este. Dacă vrei. Da. Cum am zis, pentru mașina asta e o grămadă de accesorii la dispoziție. Și inclusiv pe partea de lumini. Adică poți să-ți alegi lămpile spate de ce model vrei. Eu am ales practic de o variantă de JL cosmetizată, că nu e chiar cea originală, dar clar am mers de la JK spre JL partea din spate și arată bine, zic eu. Absolut. În rest, mari modificări nu am fost nevoit să mai să ai fac. Pe listă ceva și n-ai făcut? Nu, în momentul de față nu prea. Adică ce m-am bucurat foarte mult și aveam de gând să fac la Patrol, chiar dacă eu nu mai fac off-road mai extrem ca și în trecut, era un roll cage pe care am avut și cazuri acum în asociație. Pe care îl recomandăm tuturor celor care recomand oricând, iar mașina asta vine din fabrică cu un roll cage care e mai mult decât binevenit în orice situație. Sistemul pe care se prind practic aceste panouri care formează acoperișul. Da, și în caz că te răstorni, orice se întâmplă, ești cât de cât protejat. Da, sunt lucruri la care trebuie să fim atenți, pentru că TikTok-ul și social media în general sunt pline de astfel de evenimente. Lumea se uită ca la urs, se strânge ca la urs la un incident de genul ăsta, dar dincolo de amuzamentul celor din spatele ecranului, ceea ce se poate întâmpla în teren este destul de grav, cu consecințe chiar capitale permanente, și permanente pentru unii. Adică nu vă jucați cu treaba asta și asigurați-vă că sunteți într-o, să zicem, într-un procent de siguranță care vă este favorabil vouă. Da, pentru că e de înțeles, să zic, că mașina poate, e adrenalina aia care te îndeamnă. Dă-i, mai sunt și alții în jur care te îndeamnă. Te împing, să faci anumite lucruri. Și atunci faci. Ok, nu e nimic greșit în asta. Dacă off-road-ul ăsta îți place, e foarte bine. Și eu în 2013, 2014, 2015 asta îl făceam. Ne-ai spus, căutai o baltă și treceai prin ea. Da, toată ziua stăteam la balta aia și veneam când se strica mașina, că aia era. Norocul tata că o făcea el. Da, vezi? Da. Dar acum nu mă mai atrage acel tip de off-road. Vreau să văd cât mai multe lucruri, să ajung în locuri în care poate cu o mașină mică nu ajungi, da. Dar să fie totuși liniștit. Însă, partea cea mai importantă, dacă tot faci un off-road din ăla așa mai extrem, asigură-te că ești în siguranță. Mașina poate, motorul poate, acum e la modă cu swap-urile astea de BMW pe Patrol. Da, pentru că oricum motorul este o piesă de schimb, nu mai e ca în trecut când era considerat altfel. Dar roll cage-ul e definitoriu, zic eu, în off-road-ul ăsta mai extrem. Și e esențial să faci toate acțiunile astea cu cap, da, și să te protejezi și pe tine și pe cei pe care i-ai în mașină, dar și pe cei din jur, pentru că am observat că ieșirile nu sunt neapărat solitare, ci se întâmplă într-un grup, într-o gașcă și acest lucru, repet, îi poate afecta inclusiv pe cei care vezi și la raliuri, nu? Da, care nu stau da. În unghiurile potrivite. Pentru ei poate e cel mai bun unghi pentru fotografie sau pentru filmat, dar din punct de vedere al siguranței pe traseu nu este deloc așa. Și ne întoarcem la motorizare, sub capotă un motor de 3 litri. Da, mi-am dorit foarte mult să fie JK, dar varianta facelift. Nu am vrut modelul anterior, era și cu o normă de poluare mai mică, era și cu bordul mai... Nu-mi plăcea, efectiv mie nu-mi plăcea. Sunt persoane cărora le place bordul respectiv, că e așa mai... nu știu, mai rustic cumva, nu știu, mai spartan, mai sărăcăcios, da, mai ușurel. Ți-e place să fie cu prizbrizuri, cu butonașe, da, cu luminițe, cu... Vrând să fie și o mașină de zi cu zi, am zis să fie și, nu știu, mai modernă puțin. Corect, mai adusă la, da, la zi. Da, uite, pe colegii noștri că ne așteaptă. Ne așteaptă. Uite, Raul cu... Fai, de când îmi promite Raul că lui facem materialul de prezentare. Da, nu-i mai las, că odată și odată, poate chiar astăzi, cine știe. Poate. Nimic nu-i regizat. Nu, absolut nimic. Acum a intrat în coloană și el.
Da. Vezi ce frumos, l-au lăsat colegii. Trebuia să las eu, dar acum, da, îmi pare rău, Raul. Tu acum filmezi și ești Dar eram concentrat cap aici. De listă. Da. Legat de motorizare, e motorul acela clasic de 2.8, de 200 de cai, normă de poluare Euro 5. Deci nu-i 3, 2.8. 2.8, da? 2.8, la GK, okay, nu se făcea numai 2.8 sau 3.6, parcă, okay, în benzină. Da. Bun. Și nu știu, am vrut neapărat cutia automată. Chiar dacă la off-road poate ar fi fost mai bună manuala, da. Îți oferă comoditate, da, la distanțe, în oraș. Exact, pentru că dacă folosesc în 95% din cazuri mașina în oraș, prefer să-mi fie cât mai comodă. Absolut, mi se pare, da, și normal. În rest, e clasicul. Cum stai GK cu consumul? Înainte de anvelopele astea de 33, aveam anvelopele efectiv standard pe mașină. Deși și alea erau undeva la 32, deci nu era foarte mare diferența, da? Dar trecând de la 32 la 33, cam 2 litri, plus că probabil și din cauza profilului de anvelopă, că sunt meteuri față de anvelopă de asfalt. Da. Era chiar anvelopă de asfalt. Asfalt. Deci nu, ok, da, nimic special. Nimic special, dar consumul cam cu 2 litri a crescut. Acum, nu e un consum să te sperii. Probabil, acum pe perioada de iarnă... Mie îmi spui. Da, da, tu ești cu cisternă, nu știu. O să fac asta, am nevoie de cisternă pentru, da, Raptor sau nu? Hai, dă-mi o cifră, că-s curios. Hai să mă uit efectiv în bord. Uite, cred că am că l-am resetat, deci am alimentat chiar când am plecat, da, dar nu am resetat, da, asta, am undeva la 250 de kilometri făcuți, da, preponderent oraș, da, pe distanțe destul de scurte, deci asta e iarna, e un aspect motor foarte important, motor necălzit, da, și mai departe, 13,5, eu zic că e foarte rezonabil, e decent, deci decent, foarte rezonabil, iar l-am mers la drum lung, probabil cu anvelopele astea, și la 12, mai, poate chiar 11. Chiar 11. Da. Pentru că cu celelalte de asfalt reușisem să scot și 9. Oh. Bun. La drum lung. Bun. Ceea ce eu zic că pentru un 2.8 automat, n-ai ce să zici. Da. Cât cai? 200 de cai. 200 de cai. Dar avantajul major la mașina asta e că nu discutăm de aproape 3 tone ca și la Patrol, discutăm de 1900 și ceva de kilograme. Ca și la fostul meu Raptor, degeaba 210-2700 și ceva de chile, că dacă mai vine și încărcat, ca să ai acel cuplu și să ai acel sprint, obligatoriu o dai în sport. Obligatoriu, la, da, diesel. Da. Cu benzinarul nu mai am probleme. Asta nu am sport. E o cutie simplă, okay, n-ai sport sau ceva, dar na, eu zic că mașina e foarte ok. Pentru cine își dorește Wrangler, e o trecere plăcută de la orice alt off-roader și de la Pajero, că am avut acum și Pajero și exact, altele. Ai avut și Mazda. Și Mazda și o grămadă de mașini. Fabricată în anul? Asta? Da. 2014. Câți kilometri la bord? De fapt e 2013, luna 12. Ok, 2014, deci ai și 2014, da, în acte, da, cum ar veni. Da. Kilometri, asta e bună, stai să văd că nici nu știu de unde. Apasă, apasă, nu știu pe unde se apăs. Găsești. Știu că am luat-o cu 171.000 de kilometri. Ok. Deci maxim dacă am făcut 5.000 de kilometri mai mult. Da, o ai de la finalul anului 2023? Nu. Mijloc? Cred că după nuntă, nu știu. Septembrie, să zicem. Septembrie, ceva de genul, da. Toamnă. Da, da, da. Ai deja o idee despre următoarea mașină sau nu, lăsăm nici să se consume asta câțiva ani în plus? Chiar vreau să se consume feeling-ul ăsta pe care l-am cu mașina asta. Încă sunt entuziasmat la fiecare ieșire pe care o am în oraș. Sunt absolut convins. Deci nu vorbim de munte, că la munte e și mai și, deși asta ar fi a doua ieșire cu ea la munte. Nu am așa experiență la munte cu ea, dar îți oferă și un feeling, chiar dacă mergi până la Carrefour sau la Profi sau să faci cumpărături. Să faci cumpărături. Și în plus, și entuziasmul celor care o privesc din exterior, copiii sunt fascinați de ea. Nici eu nu înțeleg cum pot să fie așa de fascinați toți. Tati, mami, wow, ce frumoasă e. Îmi arată așa pe stradă, îmi fac semn. E o bucurie pe care
o resimt și atunci îmi place și mai mult mașina. Ați convins. Ceea ce la Patrol, la Patrol nu... N-am avut feeling-ul ăsta așa, nu știu, lumea din exterior zicea, a, uite, off-roadistul ăsta. Da, dar aici parcă, nu știu, se schimbă lucrurile. Diana, da? Ține chestia asta, ai cuvântul. Zi și tu că ar fi nedrept să încheiem prezentarea mașinii fără părerea ta. E bună de cumpărători? E extraordinară, îmi place foarte mult, eu am militat mult pentru mașina asta, el și-a mai dorit-o în trecut, dar a pus-o parcă deoparte și credeam că nu mai are nicio șansă să fie mașina asta în palmaresul lui, dar spre fericirea mea s-a răzgândit și când am văzut că, uite, chiar caută, când am văzut că am chiar cumpărat-o, m-am bucurat foarte mult, consider, exact așa cum a zis și el, că este o mașină fun pentru vârsta pe care o avem. Nu știu, abia aștept să vină vara, să o decapotăm. Va fi un feeling cu totul nou pe care abia aștept să-l trăim împreună. Și vine de la un cabrio și mai da. Da. Da, și mașina îmi place din toate punctele de vedere. Chiar dacă ar fi cineva să-mi spună, uite, un aspect negativ, spune-mi, sincer, n-aș ști să spun. Da, bun, aș ști eu să spun de negative, că și astea, acum nicio mașină nu are numai plusuri. Eu zic că partea negativă la mașina asta, dacă o putem numi așa, este într-adevăr aerodinamica, care o resimți la viteză mai mare, pentru că simți efectiv aerul, adică se și aude zgomotul de aer cum îți vine în parbriz și o simți cum te... Am văzut-o vacă, cum... dar era da. Da. Dar în rest, aspecte negative la Wrangler, din ce am experimentat până acum, repet, o avem doar de vreo jumătate de an maxim, deci să vedem și pe parcurs cum se comportă, dar nu sunt multe aspecte negative. Oricum, el este așa un model emblematic, oricât ar face update la mașina asta, forma, chiar dacă da, nu este un aspect neapărat pozitiv, o definește. Și atunci... Pe ca și G-Class-ul, care absolut. Din 78 sau când a apărut... Orice model așa. De G-Class ai avea, oricum ești ce trebuie. Da, da, da. Cam da, da. Așa și cu mașina. Cam așa, da. Cam așa nu e și cu Wrangler. Exact, exact. Un alt aspect negativ, dar rezolvabil, se știe că GK-urile au venit cu o problemă de fabrică, din câte am citit, pe partea de infiltrații. Adică... prin anumite zone ale mașinii plouă. Da, acolo așa îmi ploaie, îți plouă în ea. Există de cumpărat tot felul de kituri de infiltrații, deci problema e rezolvabilă, dar e o problemă cu care se confruntă o grămadă de oameni, de posesori de GK. Dar ca să trecem așa și la chestii foarte pozitive, absolut orice ce cauți, nu știi să faci ceva la mașina asta și cauți pe YouTube, se găsește un american care să fi făcut un video. Deci la chestii atât pe care nu reușeam să-l stingem și nu înțelegeam de ce. Da, deci lucruri atât de banale care na, nu știu, și cum să bagi apă la parbriz, deci de ordinul din asta banale găsești. Și eu nu știam efectiv cum se stinge becul ăsta, aici tot timpul rămânea pornit și evident că s-a făcut un video că aici ai la manetă un buton, aici e de fapt pe partea asta la altă, uite, stai să vedem, uite, vezi, care îți pornește becul ăla. Da. Eu n-am știut de butonul ăsta și am tot căutat, l-am întrebat pe taică-mă, care, na, hai să zic că el se pricepe la mașini. Măi, nici el, cum o dăm de capă, că nu, ăsta, l-am sunat pe Octavian. Nici Octavian pare să că nu știa de chestia asta. Probabil eu am învârtit aici de tot felul de manete și m-am trezit cu becul ăsta că nu se mai stingea și pe YouTube am găsit absolut orice informație. Asta e iar un aspect extrem de important pentru că ai de la motorizare, la accesorii din mașină. De exemplu, ieri mi-au ajuns, că am achiziționat mai de mult niște mânere ca să te ții în spate
Și n-am știut cum să le montez. După ce am rupt unul dintre ele, că am zis că știu eu să-l fac, că ce e așa greu, că sunt niște scaie acolo și asta. Unul l-am rupt și am zis, băi, caut pe YouTube. Evident că pe YouTube era fix acel mâner, cum se montează, era unul montat pe o parte și îți arăta și pe cealaltă parte cum faci cu scaiul, că îl bagi prin gaură aia și îl rotești. Bun, problema ce a fost la mine e că eu am protecțiile astea pe sub chestia asta de material, e ceva plastic. Acel mâner se pune fără acea, fără chestia asta de plastic. Eu n-am știut și l-am rupt. Dacă mă uitam cu 5 minute mai repede la video respectiv, eram cu ele ok astăzi. Și atunci la apa la roți, zici? Apa de... Acum asta e o problemă la toate jantele cu bedlock. Că rămâne apa în zona bedlock-urilor. Asta nu ține de wrangler sau ceva. E o problemă la toate jantele cu bedlock. După ce o speli sau mergi prin ploaie, îți rămâne acea apă acolo. Și poate în timp, n-am pățit, că asta e primul set de jante cu bedlock, poate în timp încep să ruginească. Dar pentru mine e psihic mai mult, că mă enervează că tot timpul văd apă acolo și mă pun cu șervețele, cu de toate să le scot. De ziua ta, anul viitor, da? Kit antirugină. Sper să nu fie cazul. Da. Mai avem de zis ceva sau ne oprim aici? De vânzare în 2027, luna aprilie, buget 49.900 de euro, plus TVA. Da. O să vedem. Bine ar fi. Excelent. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem în episodul următor. Toate bune, salut. Ciao.